Făcut un ciubuc astăzi și uite ce floricele frumoase ți-am luat. De unde e lănțișorul ăsta? Da, nu-i treaba ta. Pe cum nu-i treaba mea? Te întreb. Bine, uite, vrei să știi adevărul? Vreau să știu adevărul. Uite, am găsit pe altcineva care mi oferă mai mult, mai bogat, mai frumos, merit și mai mult. Nu o să stau toată viața cu un gunoier. Oricum eu o să-mi iau hainele și plec. Vorbesc serios? Da. Dar mai dă-mi o șansă măcar, că pot să fac și eu bani, poate o să fac bani. Hai mă, dispar, că m-am săturat de atâtea șanse. Hei, iubire! Gata? Ai scăpat de bărbatul tău ăla, gunoierul? Da, am scăpat. Și ești gata de plecare? Da, dar sunt părinții mei care mă stresează la cap, zice că e un băiat bun și să nu-l las. Păi zile la părinții tăi că sunt niște fraieri, niște proști, scrie-le așa. Dar cum să le scriu așa ceva? Băi, mă iubești pe mine sau pe părinții tăi? Pe tine, bine. Ia dă-le mesaj, zi să mă lăsați în pace că sunteți niște fraieri. Gata. Așa. Nu vezi, să-ți pregătești bagajele că mâine plecăm în Olanda, da? Da. Dar de ce o să lucrezi? Tu o să fii ospătăriță, o să fii undeva și eu în construcții, da? Ok. Nu, bun, fă-ți bagajele că mâine la prima oră plecăm în Olanda cu avionul. Da. Hai, pa! Și cum, uite, îți place în Olanda? Da, da, ai zis că în blocul ăsta o să locuim. În blocul ăsta o să locuim. Și de ce am coborât la subsol? Dă un pic telefonul ca să-ți explic. Așa, asta o să rămână la mine. Și uite aici, o să locuiești tu. De acum acolo. Cum adică? Nu ia, bă, uite aici o să locuiești de acum acolo, ai înțeles? Dar ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Fă-te frumoasă că de seară o să ai clienți. Ce se întâmplă? N-ai înțeles deja? Dar stai, fii, tu nu mai suflet deloc, a făcut ceva rău. Ce-ai făcut? O meriți, fă, o meriți, ai lăsat bărbatul ăla bun, ăla e un băiat bun, ți-ai vorbit urât cu familia, o meriți. Dar tu mai fii! Îți meriți soarta, acolo să stai. Să nu comentezi, că de nu pun băieții și te bate. Ai grijă. Dar ce mi se întâmplă mie asta? Hei, de la... Lasă-mă! Taci, nu mai fă gălăgie, că pun băieții pe tine. Hai de capul meu, ce mi se întâmplă, cum să scap eu de aici? Telefon. Uai, că i-a prins! Nu pot să cred că m-a rupit de baterie. Alo, mama? M-a închis. Alo, iubi, te rog frumos, ajută-mă! Și am zis să nu mai sun pe numărul ăsta. Lasă-mă în pace, te rog frumos. Așa. Asta. Ce mă fac? Uai, nu pot să crezi o stâmpă!